Bună ziua tuturor! Hello everyone! Data trecută v-am arătat zona Meteor din cartierul Zorilor. Astăzi vă voi arăta încă o zonă mai liniștită, încă o zonă mai retrasă din acest cartier. Mă aflu pe strada Pădurii. În spatele meu este strada Meteor, despre care am făcut ultimul vlog. Astăzi avem o zi superbă de octombrie. Această străduță este foarte liniștită, chiar mai liniștită decât strada Meteor. Acest vlog vă voi arăta această stradă, strada Pădurii și strada Mircea Eliade. Ambulanță privată. Aici m-am găsit și blocuri mai noi. Un mic parculeț. Așa cum v-am explicat în ultimul vlog, cartierul Zorilor este unul mai scump datorită poziționării sale. Se află pe un deal. Este aproape de centrul orașului, cam la un kilometru distanță, un kilometru și depinde de zonă. În acest cartier este și grădina botanică, ceea ce face ca acest cartier să fie unul mai scump. Sunt o grămadă de copaci în grădina botanică. Și vă dați seama. Ce mai puteți găsi pe aici? În primul rând, sunt spitale. Sunt mai multe spitale. Facultăți. De exemplu, Facultatea de Arhitectură, care se află pe strada Observatorului. Ai bănci. Ai BT, ai BCR, ai ING, ai supermarketuri, precum Lidl sau Profi, ai Pepco, ai piața agroalimentară. Ai pizzerii. Ai restaurante. Sala de fitness. Drumurile sunt ok, sunt bune, sunt câteva care
ar trebui asfaltate, dar în general sunt bune. Ceea ce îmi place mult este că nu este aglomerat. Este mai aerisit, vreau să vă zic. Nu e plin de blocuri de, știi, și 10-12 etaje, cum e, de exemplu, cartierul Mănășturi sau cartierul Mărăști. Clinica de încălțăminte. Uitați-vă. Frumos. Frumos. Sunt și câteva vile frumoase. This neighborhood, Zorilor, or Hajnal Negyed in Hungarian, is an expensive one because it is positioned on a hill and it's not that far from the city center. Here you can find the botanical garden, which is full of trees, so the air quality is much better here than on Mănășturi or Mărăști district. Here you can find supermarkets, shops, you can buy great pizza, and what is more important, you have hospitals, boarding houses, because there are a lot of students here. They actually love it. You have banks. There is a fitness club. What I love is it is not that crowded like Mănășturi or Mărăști districts. You may ask me how much is a apartment here. How much costs an apartment in Zorilor district? Well, it is really expensive. A new one. Prices may start from like 3,000 euros per square meter. So, yes, it is expensive. I'm on the Mircea Eliade street. Mă aflu pe strada Mircea Eliade. Strada Pădurii este una micuță. De acolo am venit. Un nou bloc în acest cartier, un apartament într-un nou bloc, costă destul de mult, sincer.
de la 3.000 de euro în sus per metri pătrați. Costă mult mai mult decât în Mănășturi. Dar v-am explicat de ce. Stradă liniștită. Drăguț. E liniște și nu e așa mult praf. Nu e atât de prăfuit. Ce părere aveți? Puteți lăsa comentarii. Mie îmi place foarte mult acest cartier de aceste cauze. Ai aerul mai curat. Este o zonă mai liniștită. Destul de aproape de centrul orașului, cam la 20 de minute de mers pe jos, ceea ce nu e rău, zic eu. Sunt așa de mulți oameni, ceea ce e ok, zic eu. Ca și dezavantaje, pentru că nu există cartierul perfect, ar fi că nu sunt parkinguri, cel puțin nu încă, și sunt multe mașini. Aici avem Institutul Roneuro. Asta disadvantage. There are no parking places. There are no parkings. And there are a lot of cars. There are a few roads which are not paved yet. Și sunt câteva străzi care nu s-au asfaltat încă. Am uitat să vă zic că sunt și magazine de telefoane. Ai Vodafone, ai Orange. Tot felul de clinici și a și stomatologie. Ia uitați-vă, încă un EasyVax de la EMAG, drăguț. Și pe aici văd că au pus un gard, mai de mult nu era. Cam atât. Și acum mă întorc să vă arăt și această zonă. Străzi Mircea Eliade. E pe aici am venit. Și pe acolo.
Și m-am uitat să zic că sunt și școli. Sunt și grădinițe. Nu sunt moluri, dar acest cartier n-ar fi singurul care să n-aibă mol. Ok, această străduță, strada Nichita Stănescu, ar trebui asfaltată. Dar în general străzile sunt bune. Cât despre trafic, strada Observatorului poate deveni foarte aglomerată. Dar așa e cam peste tot, nu? Sunt multe mașini Tesla în oraș. There are a lot of Teslas in the city. In Cluj-Napoca or Hajnal-Negyed in Hungarian. În fața mea este strada Eugen Ionescu, despre care am făcut vlog în august. Nu m-aș duce până acolo. Cam așa arată această zonă din cartierul Zorilor. Cam atât ar fi vlogul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți ca să ajungă și la alți oameni. Vă mulțumesc frumos și peace!